de le va ataca la Curtea Constituțională legea privind restituirea imobilelor naționalizate. Lucian Bode, președintele PDL Sălaj, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că susținerea acestui proiect nu face altceva decât să creeze o altă categorie, aceea a samsarilor de puncte. După cum ați putut observa și voi, în această săptămână, guvernul și-a asumat răspunderea pe o lege extrem de discutată, controversată, așteptată, și anume legea restituirii imobilelor naționalizate, legea restituirii proprietăților. Noi am decis, Partidul Democrat Liberal, am decis să contestăm la Curtea Constituțională acest proiect de lege. Avem argumente atât pe formă, dar mai cu seamă pe fond. Argumentul de formă vizează faptul că noi considerăm că această lege este neconstituțională, este neconstituțională procedura angajării răspunderii guvernului. De ce? Există deja un proiect de lege depus în Parlament cu aceeași temă. Este aceeași situație prevăzută de decizia 1431 pe 2010 a Curții Constituționale a României. Dacă nu vă amintiți, vă reamintesc faptul că în 2010 guvernul Boc a vrut să-și angajeze răspunderea pe legea educației naționale scrisă de ministrul educației de atunci, Daniel Funeriu. Pentru faptul că în Parlament exista o lege, un proiect de lege depus de mai mulți parlamentari PSD, era în dezbatere acel proiect de lege, Curtea a spus foarte clar, nu puteți să vă asumați răspunderea pe acest proiect de lege. Și nu s-a întâmplat. Deci acesta este argumentul de formă și o să-l prezint în materialul pe care vi-l transmit, o să prezint și motivarea curții. Argumentele de fond sunt multiple. În primul rând se încalcă principiul restituirii în întregime și regula restituirii în natură, pentru că se dau puncte. Este neconstituțională blocarea exercitării drepturilor persoanelor care au primit deja rezultat prin hotărâre de hotărârea Comisiei Județene respectiv, ei au primit titlul de proprietate prin această hotărâre. Se încalcă obligativitatea respectării hotărârilor judecătorești, care sunt deja emise și în loc să se plătească de îndată, așa cum scrie în hotărârea judecătorească, acest lucru se prelungește 5 ani de zile. La articolul 12, prin menținerea obligativității referendumului local pentru schimbarea destinației categoriei de folosință, se îngrădește dreptul la proprietate. Azi, cine primește un izlas comunal, el nu poate, deși în acte este proprietar, nu poate să-l folosească decât printr-o decizie luată prin referendum la nivel local. Nu se specifică cum se vor evalua imobilele în care își desfășoară activitatea instituțiile publice. Stabilirea și impunerea chiriei direct prin hotărâre de guvern afectează dreptul proprietarului de a dispune cum dorește de proprietatea sa. Nu sunt exceptate de la procedura trecerii în domeniul public, în domeniul privat, o parte din imobilele protejate de Constituție. Și nu în cele din urmă, la articolul 38, încalcă principiul constituțional al autonomiei locale. Și anume, prefectul poate revoca un președinte de comisie locală, numit conform legii, prin dispoziția primarului. Sunt doar câteva din elementele de fond pe care noi le considerăm fiind neconstituționale, pe care le-am trecut în sesizarea
pe care o să o depunem în termen legal la Curtea Constituțională. Cred că vom avea câștig de cauză. Sigur, poate vă întrebați, bine, dar de ce n-ați făcut voi lucrul acesta? Pentru că aveați această posibilitate. Aș să spun că în aprilie 2012, guvernul Mihai Răzvan Ungureanu a preluat, sigur, de la guvernul Boc un proiect de hotărâre de guvern și l-a introdus în dezbatere publică cu privire la această lege, cu privire la modul în care vor fi retrocedate proprietățile confiscate de comuniști. Și acolo lucrurile erau foarte clare. În primul rând, restituire in integrum, acolo unde acest lucru este cu putință, și în al doilea rând, despăgubirea în bani să înceapă cu un procent de 15% imediat, urmând treptat, eșalonat, în mai mulți ani, să primească toți banii cuveniți. Acesta era, în esență, proiectul pe care noi l-am lansat în dezbatere publică și a produs foarte multe valuri. În acest moment există la Senat un proiect depus de către Mihai Răzvan Ungureanu. Și ați văzut, probabil, atacul virulent pe care Victor Ponta l-a avut la adresa lui Mihai Răzvan Ungureanu, chipurile protectorul samsarilor imobiliari. O temă falsă. Mihai Răzvan Ungureanu a introdus un amendament la lege în care spune așa: cei care cumpără drepturi litigioase vor primi 25% din valoarea, din întregul despăgubirii. Restul de 75% rămânând în proprietatea statului. Deci, dimpotrivă, amendamentul nu protejează samsarii imobiliari, ci îi deposedează de 75% din valoare. Proiectul depus la Senat și care eu cred că va intra în dezbatere publică pentru că această lege va fi declarată neconstituțională, are următoarele componente semnificative. Prima spune așa: restituire in integrum, acolo unde acest lucru este permis, este cu putință. 2. Cei care nu pot primi în natură bunurile confiscate primesc fie acțiuni la companiile de stat până la maxim 10% din acțiunile companiei respective, din valoarea nominală a acțiunilor sau din valoarea listată la bursă, funcție de modul în care, situația în care se află compania respectivă, respectiv despăgubiri financiare. Cum? În parte, în trei categorii beneficiarii de despăgubiri. Până în 500.000 de euro, între 500.000 și 1 milion de euro și peste 1 milion de euro. Este foarte important să se întâmple acest lucru, pentru că, dau exemple, din mandatul 2008-2012, au venit la mine, la cabinetul parlamentar de la Șimleu, oameni din IP, din Coznici, din Șimleul Silvaniei, din Plopiș, oameni care aveau de primit între 20 și 40, 50 de mii de lei. Aveau dosarul complet, aveau decizie, tot urma să primească acești bani. Oameni care au între 80 și 86 de ani. Câți ani o să aibă domnul Bolog, cum mi-aduc aminte de un nume, în 2014 sau când vor primi după legea Ponta? Deci o să aibă 100 de ani. Atunci vor primi acei cetățeni 20-30 de mii de lei. Atunci, clar, trebuie să facem o distinție între cei cu sume fabuloase de ordinul milioanelor de euro și cei care au deprimit 20-30
40.000 de lei. Prin această lege, în primul rând, nu se vor înființa în primul rând, despăgubirile în natură vor fi date imediat. În al doilea rând, legea poate fi pusă în aplicare la 60 de zile după ce apar normele metodologice, deci poate fi pusă în aplicare imediat. Și, sigur, sunt multe avantaje, cred că odată ce legea va fi respinsă la Curtea Constituțională, proiectul pe care Ponta și-a asumat răspunderea, odată intrat în dezbatere publică acest proiect de lege aflat la Senat, va arăta avantajele pe care le are față de ceea ce propune Victor Ponta azi. De ce trebuie să se tergiversează această lege? Adică de 22 de ani au venit să primească înapoi? Au fost mai multe legi care vizau proprietatea. Am văzut acum, spunând domnul Ponta, știți, are domnul Blaga 8 miliarde de euro să-i dea, să-i pună la dispoziția statului român. E o temă falsă. În acest moment, sigur, se acordă despăgubiri, nu la nivelul solicitărilor. Românii s-au adresat Curții Europene a Drepturilor Omului și pur și simplu au blocat activitatea CEDO prin 10.000 de procese intentate statului român. Iar cei de la CEDO au spus, nu soluționați această problemă, declanșăm infringementul pentru România și situația va fi foarte, foarte grea pentru România. Și atunci au găsit această șmecherie cu puncte, fără a le restitui nici imobile, nici ai despăgubit financiar, acordă puncte pentru peste 4, 5, 7 ani de zile. Apropo de samsari, dacă până acum au fost acești samsari care cumpărau drepturile litigioase, sunt perfect de acord că trebuie să impozitați, nu cu 85, cu 95%. Și eu susțin acest lucru. Dar ce o să faci cu cei care vor cumpăra puncte? Pentru că dacă această, Doamne ferește, această lege intră în vigoare, vor apărea samsarii de puncte. Ce le faci acelor? Îi poți obliga pe deținătorii de puncte să nu-și vândă punctele cu cât vor ei către alții? Către samsar? Nu. Și atunci creezi altă categorie a samsarilor de puncte prin această lege. Deci nu într-un cuvânt. Guvernul Ponta, prin această lege, și-a asumat răspunderea că nu răspunde de nimic până în 2016. Păi va răspunde guvernul 2016-2020, pentru că până în 2016 ei dau puncte, dau, nu știu ce dau, dar nu dau nimic. Până în 2016. Asta este un lucru foarte clar. Deci, asumarea răspunderii că nu răspund.